o senzație stranie. În ciuda faptului că știu că cei care sunt acum în jurul meu aici sunt simpatizanți, membri ai Partidului Conservator și din acest punct de vedere mă privesc cu anumită bunăvoință, este foarte greu pentru un politician să vorbească despre politică tinerilor. Știți că realitatea este, așa cum o vedem, rezultate în sondaje, o gândită în media, că politicienii sunt prost văzuți în spațiul public. Și categoria cea mai agresivă, cea mai critică față de politicieni, sunt chiar tinerii. Deci eu sunt oarecum în situația unui personaj dintr-o povestire de pe vremea comuniștilor, nu știu dacă știți, pe atunci erau foarte multe activități care erau obligatorii, dar erau statut voluntar, la care tinerii trebuia să participe. Erau activități sportive, de aceea, de cântarea României și așa mai departe, dar și multe conferințe se țineau. Și erau duși cu forță, scoși de la școală, de la facultate, hai mergeți acolo, cu chiu, cu vaică, mai chiuleau și pe atunci oamenii, se umplea câte o jumătate de sală, o sală întreagă, un trei sferturi de sală. Și la un dat organizatorii au zis, mă, haideți să facem o temă la care chiar tinerii ăștia să vină cu plăcere. Și au zis că fac o conferință cu tema dragoste. Sala full, toată lumea se călcau tinerii de pe picioare. Și vine conferențiarul și spune că dragostea este de mai multe feluri, după cum știți, este dragostea din familie, dragostea paternă, maternă, filială, care este, o cunoașteți, nu poate face obiectul unui expozeu științific, așa că nu vorbim despre ea. Este dragostea de două persoane de același sex, pe atunci se pedepsea cu închisoarea, este ilegală, nu poate să fie obiectul unei conferințe. Dragostea între persoane de sex opus este o chestie frivolă și nu putem vorbi despre asta, așa că vom vorbi despre dragostea de patrie. Ministrul România, primul prim-ministru, a fost reprezentantul Partidului Conservator, precursoarea Partidului Conservator, Barbu Catargiu, care de fapt a și fost asesinat în exercițiul funcțiunii, deci în timpul mandatului de prim-ministru. Pe de altă parte, conservatorii români au fost personalități de primă marcă în istoria României. Președinții Partidului Conservator au fost Pecar, Titu Maiorescu, Tache Ionescu, Alexandru Maghiloman, despre care cancelarele europene vorbeau cu apelativul de Lordul Valah, deci un om extrem aristocrat, cu demn, cu ținută, cu cultură extraordinară. Deci nu suntem cu nimic mai pe jos decât alte valori ideologice, dar, din păcate, v-am spus, nu aceasta primează. Și atunci, dincolo de toate acestea, ce poate atrage un tânăr ca să facă parte dintr-un partid sau să se apropie, măcar ca simpatizant activ al unui partid politic? Nu știu alții ce cred, eu cred că am identificat patru motive, patru avantaje pe care le avea un tânăr dacă lucrează într-un asemenea angrenaj, dacă și ia locul într-o asemenea echipă. Sper să-mi pot aduce aminte de toate patru. Una dintre ele ar fi aceea că lucrul într-o echipă, într-un partid politic, în o organizație de tineret, oferă o lecție extraordinară, pe care câțiva dintre cei care astăzi sunt aici și candidează vor trebui să învețe. Și anume, este extraordinar de bine să vii cu idei, să le susții, dar este extraordinar de corect să înveți lecția că dacă ideea ta pierde datorită voinței majorității, tu trebuie să supui acestei majorități și să o urmezi. Fără să ai loc de frustrări, fără să ai loc de resentimente. Un mediu, totuși de elită. Viitorii conducători ai României vor fi date de tineretul partidelor de astăzi. Vrem, nu vrem. Sunt bune sau rele aceste elite care le producem, dar ei peste 20 de ani o să vă uitați prin jur și colegii voștri o să-i găseți în diverse funcții. Pe unii directori, pe unii deputați, pe unii, nu știu, pe unii consilieri, poate în funcții mai importante, pe aici, pe acolo, prin guvern, în instituții. Vă învârtiți în cercul, totuși, activitatea tinerilor se desfășoară în jurul seniorilor. Vă învârtiți în jurul unor oameni care sunt angrenați în administrație și în politică. Vreau să spun că am constatat cu surprindere și cu părere de rău că omul, românul de rând, cunoaște foarte puține lucruri despre administrație. Profesor universitar, oameni cu capacități deosebite în atestă că vă faceți, tot pe baza cunoștinței cu relație de seniori, o bază relațională foarte bună. Pentru că una este să cunoști tu de la niște ședințe, să stai de 10 ori la masă cu cineva care va fi prefect sau subprefect, sau consilier județean, sau cine știe, secretar de stat, director într-o instituție publică, și alta e să-l vezi la televizor.
Eu cred că sunt patru avantaje cardinale, doamne, și la tineret și la senior. Am și spus-o de multe ori, știți, Partidul Conservator este un partid mai mic în, și care ține aceste partide în viață, e compus în regulă de 80-12. Spuse de domnul Socotar privind activitatea tineretului. Îmi face deosebită plăcere să văd atâta tineret adunat la un loc. Și cu atât mai mult cu cât faceți parte din familia conservatoare. Uitați ce scrie acolo. Implică-te. Dacă ați venit aici, înseamnă că vreți să vă implicați. Este foarte frumos din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc. Pentru că, vedeți, noi am cam încărunțit și trebuie să ne retragem. Și trebuie să veniți dumneavoastră cu ideile dumneavoastră, cu aspirațiile dumneavoastră, cu năzuințele dumneavoastră și să preluați locurile ocupate de noi. Sunt convins, paranteză, trebuie însă să treceți pe la bibliotecă un pic și să mai citiți niște cărți despre economie politică, macroeconomie, despre Constituție, drept internațional, drept constituțional, relații politice internaționale. Trebuie să știți, probabil că mulți dintre dumneavoastră ați intrat în politică, dar nu știți foarte multe noțiuni. Ce înseamnă PIB? Tot citim de PIB, dar oare cât știu ce înseamnă? Acum este șansa noastră. E adevărat că suntem un partid mic. Dar asta nu înseamnă, cu atât mai mult, avem mai multe șanse să putem să creăm. Partid de vot găsit de rundă 44. Buletine de vot exprimate, 44, buletine de vot nule, 0. Și acum rezultatele. Pentru funcția de președinte. Domnul Bartolomei Mihai a obținut 33 de voturi contra, 33 de voturi pentru și 11 voturi contra. Domnul Georgescu Mihai, care a candidat la funcția de președinte, a obținut exact invers, 11 pentru și 33 contra. Sper să-mi fiți alături. Trebuie să muncim mult, cum a zis și domnul Dinu și domnul Matei, trebuie să ne educăm. Ca și prim proiect, o să susțin în fiecare lună, o să facem un seminar politic și o să fie cineva invitat pentru a putea învăța cât mai multe și pentru 2012 să fim foarte bine pregătiți. Vom avea acțiuni cât mai multe și aștept propuneri de la dumneavoastră și din teritoriul la Reghin cu domnișoara Georgiana Antresă, cu la Sighișoara cu domnișoara Busuioc și Sfânt George de Pădure și celelalte orașe care n-au ajuns încă pe aici, la Iernut, la Târnăveni, așteptăm propuneri să mergem, suntem disponibili să ne deplasăm pentru scopul comun care îl avem. De asemenea, o să încercăm să fim cât mai activi și pe rețele de socializare și în mediul în care acționăm, la universități. Avem studenți de la toate universitățile din Târgu Mureș. Așteptăm propuneri din partea lor, care sunt direct implicați și știu dacă sunt ceva probleme, decizii cu care nu sunt de acord și putem să facem campanii de stradă, campanii de informare, absolut tot ce este necesar și ne stăm putință să ne